Care sunt cele mai bune uleiuri pentru prăjit? Cele mai bune uleiuri pentru prăjit, deși eu aș evita acest mod de preparare a bucatelor prin prăjire, ar trebui să întrunească două condiții. Unu, să aibă o temperatură cât mai înaltă de ardere, ca să nu se formeze acea substanță cancerigenă numită acrilamida. Și doi, ar trebui să fie benefice, adică grăsimi bune, sănătoase, luăm din uleiurile și prin procesul de prăjire. Pentru că sunt multe uleiuri, însă în comerț nu le avem, le voi numi, este uleiul de soia, de susan și de arahide. Atât timp cât avem ce avem în Republica Moldova, putem să ne limităm la untul ghee, mai nou, da, folosit de toată lumea la înăbușire prăjire, obținut din untul de vaci, o grăsime foarte sănătoasă, în câțiva pași simpli cum obținem untul ghee sau untul clarifiat. Cumpărăm 1 kg de unt de vaci țărănesc, da, 80% și mai sus, îl feliem bucăți, îl poziționăm într-un cazan neapărat de fontă, da, și așteptăm să se topească. La un moment dat se va forma o spumă pe care nu o vom elimina, dar o vom da ușor într-o parte pentru a vedea ce se adună, rămășițele și culoarea a ceea ce se obține pe fundul ceaunului. La culoarea aurie oprim focul și așteptăm până se răcește, după care atent dăm la o parte spuma și culegem lichidul maroniu, care are un termen, nu are un termen de valabilitate și se poate păstra atât la frigider cât și la temperatura camerei. Doi, uleiul de măsline extra virgin, care are o temperatură optimă, în care nu se admite formarea acestei acrilamide. Și trei, ar fi uleiul de ulei de floarea soarelui, însă acesta nu prezintă interes nutrițional, de ce îl vom exclude. Aș evita să folosim uleiul de floarea soarelui, mai ales deodorizat rafinat, pentru că nu prezintă interes nutrițional. Avem din abundență acizi grași omega-6, pe care îi luăm din foarte multe grăsimi și atunci depășim această cantitate în organism, noi având nevoie de omega-3 totuși, un raport de 1:3 omega-3-omega-6.